A fost un meci echilibrat. În prima repriză au fost ocazii și de o parte și de cealaltă. Cred că dacă noi am început bine jocul, am dat gol, dacă dădeam și al doilea gol la 2-0, cred că era mai greu pentru ei, dar n-a fost să fie. Până la urmă ne-au dominat, ca să spun așa, la fazele fixe, ne-au împins mai mult cu faze fixe. V-am spus, prima repriză a fost una bună, cred că a fost un meci spectaculos așa, chiar dacă suntem încă la început de drum, la începutul campionatului, au trecut 3-4 etape, noi am schimbat foarte mult, foarte mulți jucători, au plecat mulți, au venit mulți jucători, încă nu avem omogenitatea necesară, s-au făcut multe greșele și la pas, la circulația mingii. Dar ușor, ușor, eu am încredere în echipa mea, vreau să-i felicit pe băieți, au dat tot ce au avut mai bun, eu cred că a fost un meci cu ritm, fiecare echipă și-a dorit să câștige, dar până la urmă atât a fost să fie și noi am avut ocazia, am spus și ei și le mulțumesc și suporterilor care astăzi au venit într-un număr foarte mare, au făcut o atmosferă frumoasă, până la urmă fotbalul cu suporteri în tribună este cel mai frumos și de aceea ne-am apucat de fotbal și ca antrenor și ca jucător să ai o asemenea atmosferă. Și cam asta. V-ați mai plâns și în etapele anterioare de faptul că doar o repriză dă randament FC Botoșani și apoi își pierde din concentrare sau ce se întâmplă? Ce credeți? Care credeți că e problema? Mai mult curaj, cred. Mai mult curaj, mai multă personalitate. V-am spus, sunt jucători care încă au venit după cantonament, au o săptămână sau două jucători noi care trebuie să se omogenizeze cu ceilalți, să se creeze anumite automatisme. Eu cred că o să formăm o echipă bună, o echipă puternică aici la Botoșani și este bine că nu avem nicio înfrângere, acumulăm puncte, chiar dacă ne doream mai mult astăzi, ne doream să câștigăm, ne doream 3 puncte, atât a fost să fie și v-am spus, până la urmă, una peste alta a fost un meci echilibrat. O fază foarte hazardată a lui Dragu la penaltiul celor de la Farul, ce s-a întâmplat? Da, el de fapt nu e un fundaș. Sigur, l-am pus în marcaj pentru că știam că vin cu 5 oameni, pur și simplu n-aveam pe cine, noi stăm în zonă. El mai mult nu trebuie să dea cu capul, ci mai mult trebuie să blocheze atacurile adversarului, să-l blocheze pe adversar. Dar cred că ceilalți jucători care stăteau acolo în zonă trebuiau să acționeze. Dar nu, important, v-am spus, oricine poate să greșească. Noi suntem o echipă aici, trebuie să revenim repede și, v-am spus, avem meciuri frumoase, meciuri bune în față și trebuie să ne revenim foarte repede, pentru că duminică jucăm la campioana CFR, un meci greu, dar mergem să ne batem de la egal la egal. Mai au un meci joi, așa că s-ar putea să fie mai obosiți decât FC Botoșani. Sperați, mizați pe această carte? Nu neapărat, pentru că au un lot în care pot să alcătuiască două echipe. Sunt foarte mulți jucători cu calitate acolo, și cantitate și calitate, deci pot să alcătuiască două echipe, poate să joace cu o echipă în Europa și cu o echipă în campionat. Sper să fim noi în formă, pentru că totul depinde numai de noi, nu de adversar, și dacă noi vom fi în formă, cu siguranță vom scoate puncte.